un vicepreședinte al Parlamentului trebuie să fie din opoziție și preferabil să fie doamnă. Astfel, domnul Iurie Leancă, ați fost numit în calitate de vicepreședinte al Parlamentului. Vă felicităm, succese și realizări frumoase pentru viitor, alături de noi aici în conducerea Parlamentului și în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Jos pălăria pentru femei și dați femei ce este al ei. E mintea și sufletul tău, e tot ce vrei. Seamă, dar și